Alexander Romanovich Beleev, ultimul om din Atlantida 2. 5. La lumina stelelor Bolta albastra cerului spuzit de stele învăluia Atlantida, în vârful unei piramide uriașe, lângă templul lui Poseidonis, preotul Elizair, astronom și astrolog, urmărea mișcarea corpurilor cerești. Pe platoul întins, acoperit tot cu plăși de marmură albe și negre, așezate ca o tablă de șah, se aflau fel și fel de instrumente astronomice din bronz. Savantul însemna pe plăci de bronz observațiile sale. El înmuia stilexul făcut dintr-o substanță care nu se dizolvă în acid într-o sticluță ce închipuia un leu cu gura larg deschisă și scria pe placă semne asemănătoare cu unei formelor asiriene. Acidul rodea metalul, lăsând urme adâncite și întunecate ca niște șanțulețe. O lampă mică de lut în formă de delfin cu un fitil de călți plutind în ulei arunca o lumină slabă asupra tăblițelor șlefuite. Preotul era atât de absorbit de preocupările sale, încât nici nu auzi când în chepengul care închidea ieșirea spre platou, ciocăni cineva. Bătaia se repetă, cine e acolo? În numele soarelui. Astronomul ridică chepengul și pe terasă pășiră cinci preoți. Cuntinașar, arhitect și matematician. Anuguan, istoriograf, legiuitor și diplomat. Zanu Zanuțiram, chimist și inginer al industriei metalurgice, Agușața, medic și nughi eștac, filozof și apărătorul religiei. Ei, cum merg observațiile tale, Elizair? întrebă Cuntinașar. Elizair dădu din mâini într-un gest de nedumerire, sau în capul meu sau în cer se petrece un lucru ciudat. Planetele și-au părăsit orbitele lor, ba chiar toate stelele fixe s-au deplasat, parese puțin către dreapta din locul ce le-a fost hărăzit din vecii vecilor. Privește singur. Cuntinașar așar se apropie de instrumente, le cercetă cu luarea minte, făcând măsurăturile de trebuință. Trecut cifrele pe tăblițe și dădu din numeri. Da, într-adevăr e un fenomen ciudat. Am să-l înștiințez pe Atsuro Osanu, păstrătorul supremelor taine. Dacă nici el nu va fi în stare să explice, atunci doar zeii știu ce se întâmplă în ceruri. Ai cercetat tăblițele din anii trecuți? Întrebă istoriograful Anu Guan. Le-am cercetat pe toate din ultimii 4500 de ani. N-am găsit nimic asemănător în ele. Uite ce este, spuse Zanu Țiram. Voi, cititorii în stele și matematicienii, vă interesați numai de cer, pe când pe noi ne interesează ceea ce se petrece aici pe pământ e Ețac, ia vezi dacă e bine închis chepengul. Ce ai spus, întrebă distrat e Ețac. Filozoful nu auzise discuția, gândurile lui erau departe de aici. Privindu-l și dând din mână, zanuțiram ram se apropie de Chepeng, îl ridică și încredințându-se că jos nu ascultă nimeni, îl închise bine. Suntem singuri, agușața, spunem ce ai aflat asta la Palat. Agușața privi în jur, sfiindu-se parcă și de acest loc izolat. Apoi începu să vorbească cu glas scăzut. Veștele sunt proaste. Regele se plânge că doare mușchiul capului și am fost la el. Nu-i nimic grav." Nimic grav? Da, într-adevăr, astea sunt vești proaste." Spuse cu ironie Zanuțiram. Sunt altele și mai proaste." Continuă Agușața. Înapoi în din doritorul regelui l-am întâlnit pe scribul acestuia, care mi-a șoptit că Guan Ataguerragan ne-a micșorat veniturile la jumătate și a schimbat componența Consiliului Suprem în dauna noastră. Salutare tuturor! Numele meu este Sandu, eu sunt cel din spatele canalului Anticariat Audio. Aș dori să spun celor care încă nu s-au abonat că este gratis și că o puteți face, apăsând pe butonul Abonează-te. Iar dacă doriți să aflați ultimele noutăți, nu uitați să apăsați și pe clopoțel. Iar pentru cei ce vor să asculte cărțile întregi, avem funcția de, de membru. Puteți deveni membru cu doar 6 lei pe lună și să aveți acces la toate cărțile întregi și puteți asculta în premieră cu 24 de ore înainte cărțile postate. Vă mulțumesc și audiție plăcută. La asta trebuia să ne așteptăm. Așa nu se mai poate. Suntem aici cinci din cei șapte membri ai Consiliului Suprem. Marele Ațorosanu, păstrătorul supremelor taine, trăiește în trecut și stă mai presus de toate grijile noastre. Iar Simenița, din clipa când regele fermeca de fică sa, s-a înrudit cu el, luând-o în haremul său, este gata să lingă tălpile maestății sale. Numai noi putem apăra interesele puternicei caste a preoților. Noi suntem inima Atlantidei. Noi suntem adevăratei ei forță. Noi păstrăm cunoștințele adunate de-a lungul a zeci de milenii. Atunci vom refuza să construim, vom refuza să căutăm bolnavii, să facem arme de bronz și să durăm corăbii, iar regele va simți dintr-o dată ce înseamnă să te cu preoții. Cuțitul nu mai vrea să fie ascuțit, iar soarele e fierbinte, spuse zâmbind arhitectul cu Oare cuțitul nou o să fie aruncat? Oare de se va stinge soarele nu vor fi aprinse focuri pentru ca oamenii să se încălzească? Te cam întrești cu gluma, agușața. Ai apucat pe un drum primejdios, dios. Dar ce-o se întâmple dacă vor putea face față și fără noi? Iată, de pildă, sclavul acela a ajuns, a deșirna guancii. El nu cunoaște taina științelor adunate de milenii, așa cum le cunoaște casta noastră. El a crescut în mocilă și totuși s a priceput să făurească opere demne de zei a fost și a rămas un sclav, dar cu toate astea eu, Marele Cuntinașar, îl invidiez pe acest băiețandru. Da, îl invidiez. Și nu mă ascund față de voi, căci atunci când vin străinii, ce îi uimește oare mai mult decât orice? Nu farul meu, ci zeul soarelui ciopli de el, în a cărui palmă ne aflăm noi, acum împreună cu toate templele și piramidele noastre. Cine a făurit această minune? Întrebă, întreabă străinii. Un sclav și nu eu. Cum pot să rabd așa ceva? Și în rândul ăstor oameni de jos se vor găsi destui ca de șirna. Noi îi ținem într-o stare aproape animalică și în felul acesta ne păzim drepturile noastre legitime. Dar ce se va întâmpla oare dacă se vor dezlănțui forțele lor ascunse? Agușața, planul tău nu e bun de nimic. Și atunci ce ne rămâne de făcut? Trebuie să-l alungăm pe rege care nu este pe placul nostru. Gândul acesta îl nutreau toți preoții, dar nimeni nu îndrăzdea să-l rostească el cel din tâi. Se așternă o liniște plină de așteptare. Nu ești țac, tu ești filozof, vorbi preotul arhitectul pântăcerea. Spune-mi ce-ai face tu dacă o piatră ți-ar sta în drum. Nu trebuie să fii filozof ca să rezolve această problemă, spuse cu simplitate Nugi Estac. Pentru asta e de ajuns să ai și mintea unui sclav. Aș zvârli cu piciorul piatra ce stă în drum. Preoții se uitară unul la altul și se înțeleseră din priviri. Da, dar cum se face asta, rosti gânditor arhitectul. Uite așa, îi arătă filozoful, târșindu-și talpa sandalei pe lespeda alunecoasă. Preoții zâmbiră, e, dacă ar fi chiar atât de simplu, făcu arhitectul. Dar mușchii capului se adresa astronomului Agușața, cu ce se vindecă? Cu o fiertură în care au clocotit 12 ierburi de munte cu în zori de zi, când pe cer străjuiește crai nou. Altceva mai tare nu există? Da, mai tare, în așa fel ca acel mușchi al capului Ba da, de bună seamă că există, dar poate că tu cu mâna ta ai să întinzi regelui această băutură mai tare. Elizair? Prima înghițidură o va da unui sclav, a doua mie, iar apoi va bea și el. Ce neîncredere revoltătoare față de preoți! Să lăsăm vorba, spune, spuse Cuntin Guantanagueran este condamnat de noi la moarte. Istoria cunoaște asemenea cazuri, exclamă istoriograful Anuguan. Cu 8.227 de ani în urmă, preoții l-au omorât pe regele Abunar Țalagan, iar cu 5.016 ani în urmă, încă un rege a fost ucis spre binele măreței Atlantide. Așa stă scris în vechile cronici păstrate în arhiva noastră secretă, spre binele măreței Atlantide. Preoții însă, spuse Cuntinașar, nu trebuie să ia parte în mod nemijlocit la săvârșirea acestei fapte. Trebuie să organizăm un complot la palat. Și va fi opera lui Culețu Așinațac, fratele regelui, micul principe al Ațorului. Va fi încântat să ajungă stăpânul lumii. Nu o să fie greu să-l convingem că el este urmașul legitim, înlăturat pe nedrept de la tron. Dovezi vom găsi lesne. Putem chema în ajutor magia și astrologia și asta e treaba ta, Elizair. Cel ce se va urca pe tron ajutat de noi va fi o unealtă supusă în mâinile noastre. Să ne folosim de venirea sa la sărbătoarea soarelui și să îi împărtășim planul nostru. Planul ăsta e mai bun ca altele, spuse Anuguan, un bătrân gras cu ochi tare mici, aproape închiși, dar mai e o piedică, Chelețu Așinațac s-a născut cu o inimă de oaie. Este molatic, nehotărât și fricos. Nu prea îmi vine să cred că vom izbuti să-l înduplecăm la o asemenea faptă. Totuși vom încerca, iar dacă nu vom reuși, o să recurgem la un alt plan și mai bun. Eu sunt informat că printre sclavii în ușa Chepeng, ce dădea în încăperile de jos, răsunară trei bătăi puternice – Preoții schimbară o privire între ei, se împrăștiară repede și prefăcându-se adânciți în observații astronomice, încremenire pe locurile lor. Trei bătăi, regele șopti Elizair și deschise chepengul. Regele intră însoțit de doi soldați cu părbălai din garda sa și de preotul Shishen Ița. Monarhul îi privi bănuitor. Aproape întreg Consiliul Suprem ține sfat cu stelele, spuse el zâmbind ironic. Mărite rege, stelele pălesc în răsare soarele, vorbi Elizair, cu glasul acela miros al curtenilor. Mai e până în zori, răspunse regele, respingând cu răceală salutul măgulitor al lui Elizair. fă horoscopul pentru mâine. Vreau să știu dacă sărbătoarea de mâine, la care au venit toți supușii mei, se va desfășura cu succes. Horoscopul este făcut. De trei ori, mărite rege, stelele sunt favorabile ție. Iată-l, regelui meu îi aduc la cunoștință eu, Elizair, astronomul de căpetenie al orașului Poseidonis, plecăciuni și urări de pace regelui meu, milostivească se zei față de regele împăratul meu. În cea de-a șasea zi a lunii anul, am purces observațiile noastre și am văzut Regele asculta privindu-i scotitor pe sub sprâncene pe cei aflați în jurul său, dar fețele preoților erau de nepătruns. 6. Sărbătoarea Soarelui Noaptea era pe sfârșite, se lăsase răcoarea, iar stelele păliseră, începuse să adie briza dimineții. Pe un platou întins, care se întrerupea spre răsărit, Coborând către ocean la lumina torțelor, slujitorii templului sfârșeau în grabă de împodobit altarele. Sclavii scoteau scările, frânghiile, bârnele și terminau lucrările de decorare. În sfârșit totul fugata. Începea marea sărbătoare anuală a soarelui. Poseidonis se pregătise luni de rândul în vederea acestei festivități, căci nu era numai o sărbătoare religioasă, ci totodată și un prilej de a arăta tuturor regilor și conducătorilor supuși Atlantidei care veniseră aici măreția, bogăția și puterea metropolei. De sus, din vârful dealului sfânt, de-a lungul drumului de munte, coborând în serpentină, se -i viră lumini ce se înșiruiau, unduitoare a doma unui șarpe lung și strălucitor. În liniștea nupții răsunau sunetele pe ale flautelor, huruitul greu al carelor de bronz, răsuflarea nevoioasă a elefanților uriași. Cei din fruntea, din fruntea cortegiului și-ajunseseră pe platou, unde sclipirea letorțelor priseră să se împrăștie în vreme ce coloana care încheia procesiunea se mai vedea încă pe dealul sfânt. Aidoma unei cozi luminoase. Înainte mergea un în detașament de soldați cu arme scânteietoare de bronz, iar în urma lor veneau preoții, în veșminte grele și somtoase, presărate cu pietre scumpe. Într-o litieră, neagravând pe cele patru laturi discul auriu al soarelui, slujitorii templului îl purtau pe însuși Atsuro Sanu, marele preot, păstrătorul supremelor taine, care o singură dată pe an, de sărbătoarea soarelui, își părăsea palatul, palat ce se pe lângă templul lui Poseidonis, inaccesibil chiar și multor preoți, și apărea în fața lumii. Era socotit cel mai bătrân om din lume. Unii spuneau că ar număra 200 de ani, iar alții și mai mult. Oamenii erau încredințați că este nemuritor. Fața lui uscată, brăzdată de zbârcituri, amintea chipul unei mumii. Barba deasă și albă îi ajungea până la genunchi. Pe obrazul acesta de pergament, lipsit de viață, ochii mari și tineri, arzând ca doi cărbune aprinși în înfricoșau. Fără voie, oamenii se dădură în lături și mulți sclavi căzură în genunchi. Marele preot fu așezat cu grijă pe un tron înalt în fața altarului de jertfă ceilalți preoți își ocupară locurile lor în fața altor altare de jertfă, dispuse în semicerc. În centrul acestui semicerc se afla un tron și mai înalt, al regelui Atlanților, așezat pe 72 de trepte de marmură ce se îngustau spre vârf. Sus, despetează, era prins discul de bronz al soarelui, susținut de doi șerpi încolăciți, de asemenea de bronz. În jurul tronului se aflau 72 de jilțuri ale regilor din principalele țări supuse Atlantidei. În cortegiul acesta de regi, înconjurat de garda lor, vedeai toate culorile și nuanțele pe care le putea avea pielea omenească, de la cea neagră ca abanosul, cum era pielea nubienilor, până la cea albă ca fildeșul a galilor nordici. De asemenea, puteai vedea aici toate veșmintele câte sunt pe lume tot soiul de arme și podoabe. În clipa când ei își ocupară locurile, pe neașteptate, torțele se stinseră și, parcă o perdea neagră, s-ar fi lăsat deasupra acestui furnicar stris de oameni din toate semințiile pământului. Doar sus pe cer licăreau stele palide. În văzduh răsună cu putere o trompetă de bronz și deodată se-a făcut liniște de nu s-ar fi auzit sfărăitul cailor și al elefanților, precum și zângănitul armelor de aramă, care din când în când tulburau liniștea, ai fi putut crede că tot acest platou uriaș este pustiu. În mijlocul tăcerii sinistre răsuna deodată glasul preotului, un glas înalt de tenor cu inflexiuni tânguitoare, cu pauze neașteptate, întrerupt în chip tot atât de neașteptat de strigăte. Cânta despre grozăviile întunericului, despre primejdiile pe care le tăinuiește bezna, despre spaima mor morții, despre durerea sufletească a celor lipsiți de lumina soarelui. Drept răspuns la aceste tânguiri se auzi un cor de copii cântând o melodie tristă și monotonă, acoperită de strigătele jalnice ale preotului. Deodată, parcă venind de undeva din fundul pământului, se înălță în văzduh un cor morcum de bași. Vocile lor se împletiră pe nesimțite cu glasul copiilor, întocmai ca murmurul fluxului. În sfârșit, mii de tuburi de bronz ale uriașei orci acționate de aburi făcură să se cutremure stâncile de pe țărm și dintr-o dată totul a muții. Această trecere bruscă și neașteptată la liniștea de desăvârșită scudui mulțimea mai puternic decât bubuitul tunetului. Cei prezenți își simțeau nervii încordați la maximum. Oamenii își apăsau pieptul cu mâinile de parcă le-ar fi lipsit aerul și cădeau cu fața la pământ. Ba unii își smulgeau părul din cap, Întregul ritual era aranjat de o mână de bace și în această ultimă și primejdioasă încordare nervilor, în mijlocul tăcerii cumplite ce se stăpânise, aidoma unei stânci care se provale zdrobind totul sub ea, răsună glasul bătrânesc și calm al marelui preot. Nu mai era cântec, ci rugăciune semănând cu o simplă convorbire, plină de duioșie și nădejde dătătoare de liniște. Zeul al soarelui, ascultă ruga omului mult încercat de suferințe și istovit și dăruiește lumina ta binefăcătoare. Mulțimea își întindea mâinile către preot, care nu se vedea din pricina întunericului. Tu singur ești apărătorul nostru, mântuitorule, apărătorul nostru în fața zeilor atotputernici, răsunau hohote stăpânite și strigate din rândul celor de față. Glasul marelui preot deveni mai puternic. El nu se mai ruga ce aproape poruncea zeului. Luminează cu lumina ta binefăcătoare poporul tău, zeule de trei ori sfânt. Cu căldura ta, precum ai așternă o pătură, acoperă pământul ca să rodească pentru nevoile omului. Îngăduie să privim chipul tău luminos. În timp ce rostea rugăciunile, preotul urmărea ceas de nisip aflat pe altar și ascund privirilor mulțime de niște vase sfinte. Spre răsărit se aprinse răzorile, silueta neagră a prelatului se profila limpede pe fondul trandafiriu al cerului. Deodată, slujitorul întinse mâna în care ținea toiagul și, cu glas puternic, poruncitor exclamă, Arată-te, arată-te, arată-te!" și parcă ascultând de voința lui, dincolo de orizont, țâșni o rază de aur și scânteie marginea discului solar care a început să se înalțe strălucitor deasupra oceanului, inundând dintr-o dată platoul, aprinzând scânteie în armurile de bronz ale soldaților, sclipind în brocardul și briliantele regilor și ale preoților își înveșmântând tot pământul în culori vii. Și ai fi zis că abia acum de sub pământ se ridică deodată catargen înalte, împodobite cu ghirlande de trandafiri, boite de verdeață și flori strălucitoare. Drapele viu colorate și covoare pestrițe. pe întinsul oceanului, atât cât puteai coprinde cu ochii, pluteau corăbii cu cinci punți, gătite de sărbătoare. Uriașa flota a atlanților. Da, puternic este regele Atlantidei și e greu să te lupți cu el, gândeau oaspeții. Fără voia lor priveau oceanul înțesat de nave. Soldații își loviră săbile de aramă de scuturi și strigăte pline de bucurie alergară peste întinsul apelor, în întâmpinarea soarelui. Corul de o mie de voci înălță un imn soarelui, zeului de trei ori sfânt, datătorul de viață, lui cel luminos și puternic izvor al bucuriilor. Ritualul lua sfârșit cu obișnuita sacrificarea taurilor și vițeilor. Pe altarul de jertfă, cuprins de flăcări, se turnă vin și ulei, Sfeșnicele de bronz mai fumegau încă și șuvițe drepte de fum, rest al ierburilor și rășinilor parfumate, se înălțau trandafirii în razele soarelui ce răsărea. Când, deodată, la un semnal al tropetelor, valurile mulțimii prinseră să se legene, pregătindu-se de plecare spre câmpul zeului războiului, unde urma să aibă loc parada. Al doilea semnal trompetelor îndemnă mulțimea să pornească. Procesiunea se desfășură ca o panglică pe minunatul drum militar, care făcea fală a Atlantidei. Pretutindeni erau presărate flori și ramuri verzi. În fruntea cortegiului, prins în vârful unei prăjin lungi de aur, împodobită cu trandafiri roșii, scânteia discul soarelui. Deodată, la o cotitură a drumului, chiar în fața carului regesc, se ivi silueta unui bătrân, îmbrăcat într-o haină ruptă din piele de căprioară. Părul lung și cărunt, cei stătea volvoi în cap, precum și barba mare, îi acopereau trupul până la brâu, iar pe chipul lui ars de soare scânteiau doi ochi mari și inteligenți. Cu un gest poruncitor, bătrânul opri carul regelui. Straja acestuia se năpusti spre bătrân, dar regele făcu o mișcare cu mâna și oștenii se îndepărtară. Regele se temea și îl respecta pe bătrânul Nassan, proroc și ghicitor. Unde să vă mai lovească, striga amenințător bătrânul, pe voi care fără istof să vârșiți fără de legi. Capul e bolnav și inima inimă s-a cuibărit durerea din tălp și până în crește. Nimic n-a rămas nevătămat, răni și pete vineții, răni cu puroi, necurățate, nespălate, neunse cu ulei. Glasul lui se transformă într-o țipă tisteric și el continuă. O vă sunt pustii, focul va mistui orașele voastre, iar pământul se va preface într-un deșert unde au fost o mie de arași de viță de vie, vor crește spin și tufe poase. Brusturi vor crește în palatele regilor, spini în cetăți. Bufnițele și duhurile necurate se vor chema printre ruine. Iată, se va năpusti mânia zeului și focul atot mistuitor o să vă înghită. O durere, durere, durere. Mulțimea munții, cuprinsă de o spaimă plină de venerație. Regele asculta stingherit, dar străduindu-se să-și păstreze aerul solemn. Oare într-adevăr mânia zeilor se gândi el să va abate asupra cu ce am greșit în fața lor? Deodată ochii lui întâlniră privirea preotului cu a ațintită asupra sa și regelui îi se păru plină de dojoană și amenințare privirile li se încrucișară ca niște săbii. 7. Axa, Guam, Ița și Ata De povărnișul stâncilor era prinsă, lipită parcă, o căsuță de lut, cu acoperișul drept. Ferestruică mică, pătrată, nu avea giurgiuvele, Ușile făcute din scânduri subțiri, prinse în balamale de piele și bătute în cuie de bronz, erau deschise. În umbra încăperii și dau bătrână și torcea. Părul cărunt îi cădea în șuvițe pe chipul îi brăzdat de zbârcituri. Adânci și din când în când cu mâna iosoasă, femeia își îndepărta lațele din fața ochilor duși în fundul capului. Nasul lung aproape se unea cu bărbia ascuțită și proeminentă. Dinainte ei, jos pe pământ, stătea o fetiță drăgălașă și firavă, care joacă muta de colo-colo niște pietricele cu mânuțele ei murdare. Copila se uită spre bătrână. Hai, bunico, mai departe!" Mai departe? Da, dar despre ce vorbeam eu oare?" Molfăi bătrâna, înodând firul rupt al caierului. Despre veacul de aur. Ce, ai și uitat, bunico?" Da, da, asta e, despre veacul de aur." Vă să zic că, cum îți spuneam, asta a fost de mult, tare de mult. Și totul, totul era de aur și pâinea și pietrele și merele. Nu, vremurile au fost de aur, căci oamenii trăiau fericiți așa cum trăiesc zeii în cer. Nu erau nici reci, nici sclavi, nici săraci, nici bogați. Zeul soarelui încălzea mângâind și alentând oamenii ca pe copiii lui iubiți. Din ramuri verzi ei își făceau brăie și împlăteau cu nunsă și încingă fruntea și umblau așa, liberi și fericiți, în mijlocul grădinilor care tot anul rodeau poame dulci. Izvoare limpezi le potoleau setea și oamenii se nășteau în mijlocul florilor și se despătau, gustând viața până la adânci bătrâneți și apoi adormeau liniștiți pentru vecie, înconjurați de copii, nepoți și strănepoți și moartea le era ușoară, simplă și tignită ca și apusul soarelui. Și apoi, apoi oamenii au păcătuit și zeii s-au mâniat foarte... Și cum au păcătuit? Au vrut să fie deopotrivă cu zeii și să știe tot. Și zeii l au luat veacul de aur, se auziră pași. Axa, guamita. Fiul preotului și Shen Ița se apropie de casă. Purta o tunică neagră de mătase, brodată pe epoale cu izvoade de aur și era încălțat cu sandale ușoare de culoare galben deschis. Săltă fetița în brațe, dar iar râzând îi se zmulse din mâini. Bună ziua, bunico!" spuse Axa lăsând copila jos. Ața e acasă, e la lucru, o să vină îndată. Cum lucrează și azi?" Noi nu avem sărbătoare, dar bătrânul Guamf e în casă. Axa intră înăuntru. Locuința avea o singură încăpere, proaspăt văruită și despărțită printr-o perdea de pânză țesută în casă și brodată cu flori mărunte. O masă de lemn grosolan cioplită, câteva bănci și un dulăpior cu vase de lut alcătuiau tot mobilierul. Într-un colț se afla o râșniță pentru măcinat grăunțe. Era făcută dintr-un cub de piatră, iar deasupra un cilindru tot de piatră cu două mânere. Alături stătea o piuă mare de piatră cu un pisăloc pentru storsul uleiul. Într-un alt ungher, pe un postament de marmură, odihnea o statuetă mică a zeului soare. O minunată sculptură pe care Adishirna Guanci o făurise încă pe când era copil. Bunicul Guamf, plășur și cu barba căruntă, dea pe o laviță lângă fereastră, și meșterea lațuri pentru prins păsări. Când intră axa Guam, el se sculă în picioare și ridică brațul în semn de salut. Stai jos, stai jos, bunicule Guamf! Te felicit cu prilejul sărbătorii! De ce nu te-ai dus în întâmpinarea soarelui? Nu-i de mine, bătrân cum sunt, m-ar fi strivit acolo. Mă ajunge vreme de 60 de ani încheiați, mi-am făcut veleatul în minele umede și asta nu-i glumă, iar soarele l-am întâmpinat și aici așa cum se covine. Fie slăvit că nu se dă în lături să ne trimită și nouă obiect sclav lumina lui. Dar adișir naguancii undei, lucrează mereu în grădinile de aur. Se zice că au făurit lucruri uimitoare. Și ce folos are el din toate astea? Unul singur doar, că nu e bătut cu vergile. Uite la mine ce urme mi-au lăsat pe spinare bicele cu șapte cozi. Iar când o îmbătrâni, atunci și el, ca și mine, o să prindă păsări ca să nu moară de foame. Ascultă, Guamf, tu nu te-ai gândit că ar putea fi și altfel? Adică cum altfel? Orice răbdare are un sfârșit. Voi sunteți milioane. Ia te uite unde bați, adică să ne răzvrătim am mai încercat și ne-am răzvrătit. Și ce a ieșit din asta? Noi n-aveam decât lopeți și hârlețe, iar ei au să și lânci ascuțite. Dar dacă pe neașteptate bătrânul Guam se aprinse. Dar dacă, dar dacă, dă pace, nu mai scormoni vechile răni, lasă -mă să mă doar așa ca de obicei. Axa Guam își plecă tăcut capul în piept și căzu pe gânduri. Ei, am plecat, zise el ridicându-se. Pe semne, am să o întâlnesc pe Ata în drum. Rămâi cu bine, bătrâne, să te ocrotească, prea luminosul zeu. Axa Guam nu apucă să iasă din casă, ca afară se auziră glasuri străine, și atunci el se opri în loc. Privind pe fereastră, văzun văzut curte doi oameni îmbrăcați în veșmântul slujitorilor templului. Axa Guam nu voia ca ei să-l vadă aici. Bătrâna moașă, Țalna, locuiește aici?" întrebă ei. Aici," răspunse Țalna, scăpând de frică fuiorul. Eu sunt Țalna. În numele soarelui îți porunce să vii azi, după ce a sfințește soarele, la porțile sfântului templu. Îți vom ieși în întâmpinare acolo și apoi te vom duce mai departe." Am înțeles și țalna se înclină până la pământ, dar îmi iau inima în din și vă întreb, Eu o naștere? Acolo vei afla. Și slujitorii templului se îndepărtară. Axa Guam ieși din casă și porni pe drumul alb ce scânteia în soare. Arșița era oarecum morcomită de umbra palmierilor și a platanilor. În dreapta la polele munților se aflau minele de unde se scoteau mineralurile iar în stânga până la țărmul oceanului, atât cât puteai cuprinde cu ochii, se întindeau așezările locuite de cei ce trudeau în mină. Căsuțe mici sărăcăcioase din lut stăteau lipite una de alta, ca o turmă speriată. În curțile înguste și pline de gunoaie se jucau copiii goi și murdari. Cu toate că era sărbătoare, în mine oamenii lucrau. Axa Goam coborât în prima mină. Veșmântului negru de preot cu discul soarelui brodat pe piept îi deschidea toate porțile. Supraveghetorul își plecă fruntea și ridică brațul în semn de respect. Axa-gbom dădu grăbit din cap și se înfundă în labirintul galeriilor, ale căror bolți erau întărite cu bârne groase și înclinate. Pe alocuri se zăreau licărind o paiță cu ulei. Pretutinte stăruiau căldură înăbușitoare. Din cauza opaiților, gazele emanate explodaseră de multe ori în aceste mine. Uneori se întâmplau și prăbușiri. Minerii mureau cu sutele, dar nimeni nu se închisea de ei lucrul acesta, deoarece erau destui la număr. Dacă mina conținea minereu din belșuc, atunci la locul unde se produsese catastrofa se făceau săpături și astfel muncitorii îngropați de vii ieșeau din mormântul lor. Dacă însă stratul de mineroi era subțire sau lucrările pentru înlăturarea avariilor cereau prea mult timp, în cazul acesta oamenii erau pur și simplu lăsați la voia întâmplării, împreună cu sclavii îngropați acolo și mina urma să fie săpată în altă parte. Cu cât axa goam înainta mai mult, cu atât galeriile erau mai joase. Acum se vedea nevoit să meargă încovoiat. În calea lui întâlnea sclavi care mergeau în patru labe, înhămați la albii de bronz, pline cu minereu. Pe unii dintre ei, Axa Guamă îi saluta dând din cap și le spunea încetişor, după schimbul de noapte, în minele vechi. Mina se îngusta din ce în ce. Aici, cei ce scoteau minereul stăteau într-o rână, spărgând stânca cu târnăcoape de bronz. Aplecându-se spre unul din mineri, Axa Guamă îi șopti, Spune-le la ai tăi că astăzi, după schimbul de noapte, în minele vechi, o să venim, răspunse minerul și șterse fața de nădușana cei curgea și roaie și îi vederea. Axagom ieși din mină și trase cu nesați aer în piept. Mai departe începeau câmpiile, unde lundea de -a rândul se prăjea minereul. Grămezi întregi în formă de piramidă se înălțau jur împrejur fumegând. La picioarele lor, sclavii ațățau focul zi și noapte. Axagoam le spuse aceleași cuvinte și porne mai departe. Soarele dogorea tot mai aprig. Drumul se întindea ca o săgeată printre piramidele fumegânde. Aici, răsuflarea devenea tare Axa Axagoam, cu toată oboseala ce simțea, grăbi pasul. În sfârșit, mormanele de minereu ar se isprăviră. Începea câmpul unde minereul era măcinat și cernut prin sită de bronz. Mai departe se înălțau zidurile de piatră, deasupra cărora se ridicau nori groși de fum. Aici se aflau cuptoarele în care se topea minereul. Alături se întindea un zid și mai înalt, care înconjura o sumedinie de clădiri. Un adevărat oraș, unde minereul curățat se transforma din aramă și cositor într-un aliaj, bronzul. Tot aici se făureau și armele de bronz. Nimeni n-avea voie să pună piciorul în aceste locuri, în afară de preotul care supraveghea lucrările. Sclavii și aveau locuința în preajma acestor clădiri și nu le se îngăduia să iasă dincolo de ziduri care erau păzite de străjeri. Ața lucra la cuptoarele de topit, cu rând în spate coșuri cu, cu zgură. Axa goam se oprim în poartă. Un convoi lung de care, încărcate cu minereu, tocmai ieșea, în vreme ce un altul se întorcea ușurat de povară. Sclavii biciuiau măgarii, iar supraveghetorii biciuiau sclavii. Drumul era un adevărat furnicar. Ca un șuvoi nesfârșit, se scurgeau șiruri de măgari încărcați cu samare, cai, cămile și elefanți. Și ratul bicelor se cotopea contopeau cu răgetele animalelor și cu strigătele scurte ale sclavilor. Femeile își purtau copiii în spate, așezați în coșuri împletite. Dincolo de zid răsună o trompetă de bronz și sclavii începură să iasă pe poartă. Axa goam se dădu la o parte urcându-se pe un morman de zgură. Ata! Una din sclave se întoarse, ochii negri și migdalați scânteiară de fericire. Axagoam lăsă drumul și porni în sus pe cărarea de munte. Ata, sora lui Adishir Naguanci, îl urmă la oarecare distanță. În spatele ei se auziră glume și o venite din rândurile sclavilor. Ținte, ținte după el, o să te ia de nevastă, să trăiești la palat. Teu, că nu le mai ajung haremurile, acum se iau și de sclave, spuse cu răutate un sclav negru și amenință cu pumnul perechea care se îndepărta. Ata îl ajunse pe axa goam acolo unde cărarea cotind îi ascundea de privirile celor ce mergeau pe drumul mare. Axa goam întinse brațele spre Ata. Nu, nu-mi lua mâinile, sunt murdare, îndată o să mă spăl la izvor, zise ea îmbujurată de sfiiciune. Axa goam o cuprise pe după umer și o sărută pe frunte. De ce nu ești la sărbătoare?" întrebă Ata, spălându-și mâinile în izvorul de munte. Stropii auriți de soare cădeau pe pielea ei brună și cu o grație firească fata și întinse mâinile spre șuvoiul de apă cristalină care cădea de sus. Axa Guam o privea cu dragoste și admirație. Era la fel de bine făcută ca și Adishirna Guanci. Purta aceeași cămasă scurtă, neagră și încinsă cu o cingătoare de piele. Astfel îmbrăcată părea fratele lui mai mic. Nu mai o coadă grea strânsă într-un coc la ceafă, ce i alungea și mai mult capul ei lunguiesc de atlantă, precum și conturul sânilor de fecioară dovedeau că nu e băiat. După ce se spălă, fata rupse o floare de măces și și-o prinse în păr. Acum da, rostiata și întinse ea singură mâna lui Axagoam. Preotul i-o strânse cu căldură și mână în mână porniră în umbra deasa crângului de lauri îndreptându-se spre locul unde, dintr-o crăpătură a stâncii, ieșea un izvor de munte. Aici se așezară. În aer plutea miros de pelin și de ierbura mare de munte. De undeva o boare aducea mireasma portocalilor înfloriți. Jos, pe drum, răsunau voci omenești. Mai departe se zărea o fâșie de ocean ce se încălzea sub soarele de amiază iar sus deasupra lor se întindea câmpul zeului războiului. Din când în când se auzeau de acolo bubuiturile ca de tunet ale trompetelor de bronz și strigătele mulțimii. Dar în crâng era pace, numai corul răsunător al greierilor stăruia în văzduh. Zgomotul acesta monoton se contopea cu liniștea din jur și astfel se părea că liniștea răsună. De ce nu ești la sărbare?" zâmbi fata și repetând întrebarea. Ținea în mână o creangă de la ur și rupea încet frunzele una câte una. Pentru că sunt aici," răspunse el cu același zâmbet și ret. Dar dacă acolo se va băga de seamă lipsa ta?" Ei, și ce? Tata o să se înfurie și cu asta s-a isprăvit." Ajunge că am fost în întâmpinarea soarelui și la urma urmei toate lucrurile astea sunt tare plicticoase. Soldații noștri îi vor uimi pe oaspeții veniți de peste țări și mări cu armurile lor de bronz șlefuit. Trompetele or să urle așa de tare încât caii or să se ridice în două picioare și apoi or să se lase în genunchi. De bună seamă este o priveliște măreață, nu zic ba, dar eu am văzut-o de nenumărate ori. Pe lume sunt lucruri mult mai frumoase și iar un aruncă fetei o privire plină de duioșie. Și mai târziu ce o să fie? Întrebă a ta, plecându-și genele lungi care îi așternau sub ochi umbre albăstrii. Ce o să fie mai târziu? Mai târziu încep jocurile războinice, apoi noaptea, la lumina torțelor, are loc ceremonialul prezentării darurilor. Cei drept, asta e mai interesant. Se spune că oamenii cu chipul alb îmbrăcați în veșminte de piele au adus din țările de miază noapte un urs alb, viu și nu știu ce fel de fiară ce seamănă cu un pește, dar are capul rotund și niște notătoare foarte puternice. Se zice că peștele ăsta trăiește tocmai la capătul lumii, unde apa din cauza frigului se face tare ca cristalul. Ata îl asculta cu o curiozitate copilărească, cu ochii larg deschiși. Și unde sunt animalele astea? Au murit de căldură. Săracele, ei și mai încolo ce o să fie. Pe urma, regele nostru va dărui oaspeților țesături scumpe, parfumuri rare, pregătite din rășină frumos mirositoare, rădăcini și nectar de flori, vinuri, aur, pietre prețioase, tot ce face bogăția țării noastre, tot în afară de armele de bronz. Sora ta e și ea la sărbătoare? îl întrebă Ata pe neașteptate. Doar acum e regină. Axa Goam se încruntă. Nu, ea nu-i regină, o să fie în haremul tat, regelui. Tatăl meu și șenița este nespus de fericit de cinstea ce i-a fost acordată. Miata mea surioară, vai cum am mai plâns în hohote, ea urăște pe rege, dar eu n-am să îngădui așa ceva. Și axa guam amenință cu pumnul strâns. Și acum ajunge cât am vorbit despre asta. spune ceva despre tine. De ce te-au dat la munca asta așa de grea? Te-am întrebat de o mie de ori. Lasă-mă, oare nu e to tot una? Nu, de data asta trebuie să-mi răspunzi, astfel o să mă port cu tine așa cum te porți cu o sclavă. Și luând crenguța de la ori din mâinile ei, începând în glumă să o lovească peste umeri. Vorbește, vorbește odată. Ei atunci ascultă, dacă ții atât de mult. Am slujit în casa preotului Cuntinașar. Odată, într-o seară, pe când îi aduceam pentru noapte o băutură răcoritoare, el mi-a zis, îmi place a ta și vreau să te am în haremul meu, iar tu nu-mi placi, Cuntinașar, și nu vreau să fiu în haremul tău, i-am răspuns eu. Așa i-ai spus? exclamă entuziasmat Axagoam, bătând din palme. Da, chiar așa. Și el, el a zâmbit, socotind pe semne că este un răspuns de fetiță, care vorbește fără să ia prea bine aminte la ce îi se spune. Nu uita că tu mi-ești sclavă, ori eu eu sunt stăpân, Vino la mine. Eu nu m-am clintit din loc, atunci Cuntinașar s-a ridicat și s-a apropiat de mine. Dintr-o săritură m-am ferit din calea sa și am înșfăcat pumnalul pe care l-avea la căpătâi. Grozav s-a mai speriat și pe dată l-a cuprins furia. Șarpe, a răcnit el cu glas răgușit și a chemat sclavul care stătea în dosul ușii. S-o trimis de îndată la munca grea din orașul negru. asta e tot. Ce curaj, exclama Axagoam, ar fi putut să te ucidă cu pumnalul acela și zâmbind adăugă. Da, cu așa, n-are noroc. Fratele tău îl face să pălească de invidie, iar tu Asculta, ta, lucrurile nu pot să mai meargă așa, trebuie să schimbăm toate astea. Tu știi că eu te iubesc și pentru mine nu ești o sclavă. Tatăl meu nu se va învoi niciodată să ne dea consimțământul, căci este împotriva legilor. Dar noi vom schimba legile, vom ara toată Atlantida cu plug de bronz. Știu prea bine că n-am să fiu niciodată soția ta, nici nu mi-a trecut vreodată prin cap una ca asta, dragostea ta mi-ajunge. Eu însă vreau să-mi fii soție și nu numai atât. Dragostea mea pentru tine mi-a deschis ochii și am văzut toate grozăviile sclaviei, iar soarta nefericită a surorii mele mi-a arătat toată grozăvia și regești. Și am văzut un ocean nesfârșit de suferințe ale sclavilor și suferințele lor înăbușite mă urmăresc pas cu pas și mi-o trăvesc viața. Mi se pare că pentru fiecare din ei sufletul tău geme. Vreau să le dau libertatea, vreau să-ți dau ție libertatea, iată ce vreau eu. Ata îl privea cu ochii larg deschiși, în care îi cărea spaima. Dar Axa Goam nu o mai vedea. El vorbea de parcă ar fi fost cuprins de delir. Am stat de vorbă cu Adeșirna și i-am propus să participe la răscoala sclavilor, care e în pregătire. El însă umblă cu capul în nori. Este prea artist ca să se poată gândi la asta, dar ni se va alătura și el, ai să vezi. Avem negreșit nevoie de ajutorul lui. De mai multă vreme, printre sclavi, domnește mare fierbere. Eu o să fiu în fruntea răsculaților. Eu singur o să-i duc pe dealul sfânt. Vom pune mâna pe arsenal și ne vom încrucișa săbile cu soldații regelui. Și noi vom birui, fiindcă dreptatea este de partea noastră. Chiar în aceeași clipă, o ușoară zguduitură o ondulatorie subterană făcu pământul să se legene. Ata se clătină și fața îi deveni albă. ce e asta? Nu va rămâne piatră pe piatră, iar după aceea vom făuri o Atlantidă nouă. Unde nu vor fi nici sclavi, nici regi, ci numai bucuria muncii libere și iarăși va începe veacul de aur. O nouă zguduitură, de data asta mai puternică, îl făcu pe Axa Goam să revină la realitate. Frunzele copacilor foșniră o piatră ce se afla chiar la poalele stâncii se desprinse și se rostogoli la vale, lovindu-se de pietre, iar zgomotul ei se pierdea din ce în ce. Nu știu de ce zguduiturile astea au început să fie tot mai dese. Văzând fața palidă de spaima fetei, el se strădui să o liniștească printr-o glumă. Vezata însuși pământul se cutremură în fața crimelor săvârșite de preoți și de rege. Dar Ata nu zâmbea, privindu-l cu tristețe pe axa guam, ei își cetișor. Să nu faci asta, ți -e frică? Pentru tine, dar ai să fii cu noi, Ata? Am să-mi dau viața pentru tine. 8. Încercul magic În încăpere se adunaseră preoții cu un tinașar, zanuțiram, anugua, An, Agușața și nu țac. Iată-l și pe Elizair, spuse Cuntinașar. Lipsește doar Chelețua și Națac. Ca de obicei, el stă în cumpănă. În adins am ținut să ne adunăm la miezul zilei, atunci când regele și toată curtea lui se pregătește de odihnă. Însă, Chelețu și Națac va veni negreșit să-și ia horoscopul pe care i l-am făcut, spuse Elizair și desigur că steaua lui răsare de bună seamă, așa după cum steaua regelui Guanta uh, Gueragan apune. E bine să știi să poruncești stelelor, rosti zâmbind cu tinașar. Nu râde, stelele nu mint, se supără astrologul. Asta ar mai lipsi, să mai mintă și stelele. Mint numai oamenii, dar hai să nu ne mai certăm. Anuagan, anu Guan, ai pregătit-o bine pe bătrână? Salna te înțelege din câteva cuvinte. Este o bătrână tare vicleană. Trebuie să-i dăm vreo două discurs solare să-i mai încălzească oasele babei. Ușa se deschise și în încăpere intră forțele regelui Atlantidei, Chelețua și Națac, rege al Ațțorului. În preoții se sculară în picioare și ridicară brațele în semn de binecuvântare și salut. Fie ca lumina măreței tale să cadă asupra noastră, spuse Cuntinașar. Și voi salutul meu! Ei, ce spune horoscopul meu, Elizair? Bine, totul merge bine? Chelețua și era miop, așa că privea cu ochii mijiți și cu capul dat puțin pe spate. Mâinele lui mici și slabe se. Agitau veșnic și mereu răsuceau bărbuța eroșcată. Numai la mari solemnități își stăpânea aceste ticuri care, vezi bine, nu cadrau cu mărăția unui rege. Slavă soarelui, mărite rege, horoscopul tău este minunat, stelele îți sunt prielnice, dă voie să ți-l citesc. Și Elizair început să citească cu glas cântat, marelui slăvitului puternicului stăpână la țorului. Nu-i nevoie, nu-i nevoie. Și chelețul prins să dea din mâinile ei firave. Spune cei principal, da, cei principal și spune așa, cu cuvintele tale, da, da. Steaua ta mărită regent, timp ce răsărea a luminat mai puternic decât toate celelalte și a tăiat drumul stelei lui Boan Ataguerragan, de trei ori măritul rege al Atlantidei. Și razele stelei lui s-au mistuit în razele stelei stăpânului Ațorului. Chelețul așinațac era tulburat, fericit și totodată speriat. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta?" Întrebă el plimbându-și asupra preoților privirea fixa ochilor săi miop și ciupindu și grăb... duse grăbit de bărbuța eroșcată. Mărite rege!" începu preotul Anuguan. Ca să-ți putem răspunde la această întrebare, am cercetat toate tăblițele de bros din Arhiva Statului, începând din ziua când s-a născut Maria ta. Și iată ce am aflat, regele legitim al Atlantidei ești tu. Eu? Cum vine asta? Doar eu sunt cel mai mic, deși ne-am născut gemeni. Tu ești cel mai mare, mărite rege, și despre asta grăiesc numai tăblițele noastre." Anu Guan se apropie de perete, deschise o ușiță tainică și o lăsă pe țalna să intre. Iată moașa care a fost de față la nașterea ta și a regescului tău frate. Vorbește bătrână, cine s-a născut primul, regele și Așinățac sau Guan Atagueragan? Cel din întâi a venit pe lume, regele și Așinățac și eu am băgat bine de seamă că primul născut avea pe umărul drept o aluniță mare. Aluniță... Da, eu am o luniță mare pe umărul drept." Apoi s-a născut Guan Atagueragan și după ce pruncii au fost îmbăiați și duși în fața părintelui lor, de trei ori măritul rece Atagueragan cu Culican, el a spus arătându-l pe Guan, Iată primul meu născut și urmașul meu. Dar de ce? De ce îi supărat cheletul așinațac?" Nu te mânia, mărite rege, lui tău nu i-a plăcut culoarea părului tău și apoi zicea că semeni la chip cu o oaie. Și mai spunea că te-ai născut prea slab și se temea că ai să mori sau ai să fii un rege pipernicit. Un rege pipernicit? Cum? Așa a zis? Sau un bărbat pipernicit? Nu mai aduc bine aminte. Nu mai am nevoie de tine, Țalna, spuse Cuntinașar. Și Țalna, ploconindu-se adânc, plecă. Preoții rămaseră într-o tăcere plină de așteptare. Chelețu și Națac stătea dus pe gânduri. Ciupindu-și barba, în sfârșit, Anuguan rupse tăcerea. Mărite rege, eu sunt păstrătorul legilor și s-o în numele sacrelor legi, tu trebuie să-ți recapezi drepturile. În ochii mici și miope ai lui Chelețu, sclipi bucuria și el a început să dea speriat din mâini. Lei firave, ce spui, ce spui, dar ce să fac, de ce se face fratele meu? O să-i cerem să-ți dea locul de bunăvoie, iar de nu va vroi atunci, de bună seamă că nu va vroi, de bună seamă să fie lege atâția ani și deodată, de nu va vroi, tu ai o armată și o flotă, o parte din armata și comandanții de oștea lui Guanata Guerant sunt nemulțumiți de el. Printre regii supuși Atlantidei vei găsi întotdeauna aliați. Noi suntem cu tine. Tu trebuie să faci un singur lucru. Să-ți ceri drepturile. Răstul vom face noi. Cu tine și în numele tău. Nu știu ce să spun. E atât de neașteptat. Îndoielile tale sunt firești, mărite rege. Grăii Elizair. Sentimentul de rudă, dragostea de frate. Dar calea noastră pământească stă scrisă în stele. Dacă tot mai te îndoiești, atunci uite ce vom face. Folosindu-mă de puterea pe care mi-au hărăzit-o zeii, am să chem umbra tatălui tău. Lasă să vorbească el singur soarta tronului. Umbra tatălui, întrebă speriat și cu interes și nalac. Da, umbra părintelui tău. Și deschizând ușa ascunsă în perete, Elizair porunci. Intră. Chelețu așinațac, păși pragul cu pași hotărâți, Preoții l-urmar într-o încăpere perfect rotundă de culoare albastră, cu un tavan în formă de cupolă, ce amintea bolta cerului. Această asemănare o desăvârșeau stelele de aur aruncate aici-colo pe cupolă. În mijlocul podelei de mozaic siniliu era trasat un cerc cu un pentagon înscris în centru, unde se înălța un tron îngust de bronz cu discul soarelui prins pe speteză. De o parte și de alta a jilțului regal străjuiau două sfeșnice de bronz, închipuind doi șerpi încolăciți. Cozile lor răsucite slujeau drept piciorușe. Trei capete de aur cu ochii de smarald și gura larg căscată, parcă, pentru a mușca, se plecau deasupra fitilului arzând. Așa zate, zise poruncitorul Elizair. Cheletua și Nățac păși speriat peste cerc și sui treptele tronului. Îndată va fi smuls vâlul vremii. Și Elizair, ridicând brațele, prinse a rosti cu glas solemn și trăgănat următoarele vrești. Ațan, țița, atiț, nața. La fiecare cuvânt al lui, lumina torțelor tremura. Iar în cele din urmă se stinse cu totul. Încăperea se cufundă într-o beznă de nepătruns. Din pricina încordării nervoase, chelețoa și națac simți că îi țiuie urechile, iar în fața ochilor începură să îi se rotească cercuri verzi. Tăcerea aceasta apăsătoare părea a fi fără sfârșit. Deodată, în depărtare, se auziră sunete duioase de flaut. Și în aceeași clipă, pe perete se aprinse o lumină albăstruie, închipuind un șarpe. Jivina strălucitoare se mișca necontenit, când aprinzându-se mai tare, când mai slab. Mișcările ei și intensitatea luminii erau indisolubil legate de sunetele flautului. Când melodia răsuna mai puternic și ritmul se întețea, năpârca se răsucea mai repede și strălucea mai tare. Când, din potrivă, cântecul se domolea, stingându-se aproape cu totul. Lumi Lumina pălea și ea și încetinea mișcările. Melodia monotonă era alcătuită numai din cinci note care se repetau într-una. Această melodie, precum și jocul de lumini, îl hipnotizau pe chelețu, căruia era cu neputință să-și dea seama dacă într-adevăr vede sunetele luminoase sau aude jocul luminii. Totodată se aprinse un al doilea șarpe și se auzi un al doilea flaut, apoi al treilea, al patrulea și mereu, mereu alte sunete. Iar șerpii aceștia strălucitori alergau unul după altul. Își împleteau trupurile, apoi se despărțeau. Treptat, unii din ei alcătuieiră un cerc luminos. Atunci și vinele încetară să se mai miște și odată cu ele amuțirea și flautele. Cercul acela răspândea o lumină fosforescentă. Apoi deodată început să se adâncească și se transformă într-o fereastră rotundă, dincolo de care se zărea un spațiu pustiu, învăluit într-o ceață ușoară. În fața lui Chelețu Așinațac, care încremenise de uimire, se ivi, după cum i se păr lui, umbra tatălui său. Fantoma ridică mâna spre Chelețu și în încăpere răsună limpede un glas. Chelețu Așinațac, tronul Atlantidei te așteaptă pe tine!" Totul se cufundă în beznă. Chelețul scoase un țipăt și își pierdu cunoștința. Preoții îl transportară în camera vecină și îl readuseră în simțiri. De trei ori mărite regea Atlantidei. Îi se adresă solemn cu un tinașar. Nu sunt încă regele Atlantidei, răspunse cu glas slab și cu privirea rătăcită Chelețul. Pentru noi ești rege. Umbra tatălui tău te-a pe tron. Da, dar umbra tatălui a spus, tronul te așteaptă. Poate că după moartea fratelui meu?" așa aruncă o privire în ciudată spre Elizair. Răspunsul părintelui tău este cum nu se poate mai limpede. Tronul te așteaptă. Înseamnă că nu trebuie să mai zăbovești," spuse Elizair. Da, da, bine, o să mă mai gândesc. Sunt prea obosit acum, am să vă dau răspunsul, da, și ța însuțește-mă." Și sprijinindu-se de brațul preotului, chielețul așinațac se îndepărtă. N-ai putut să faci un braț să vorbească altfel? Tronul te așteaptă, ar fi trebuit să spui. Chelețu, îți poruce să iei cu forța tronului guan. Tu ești moștenitorul legitim al tronului, sau ceva asemănător. Se supără cu un tinașar. Strașnic obicei aveți voi magicienii să vorbiți încălcit, în enigme. Poftim, acum ai încurcat lucrurile. Cine îl știa, răspunse necăjită Elizair, răstoia trebuie să-i mesteci și să-i bagi în gură. Ca rege ar fi rău, un rege tocmai așa cum scrie la carte, făcu zanuțiram. Și foarte bun pentru noi. Bun pentru noi o să fie când va fi rege, dar cum să-l facem rege? Trebuie să o luăm pe alt drum, vorbia nugoan. Eu știu, după cum știți și voi, că se pregătește o răscoală a sclavilor. În fruntea lor se află Axagoam, Ița, fiul lui și șenița, câinele credicios al regelui, ca să vezi de ce în stare tinerețea. Zice -se că s-a îndrăgostit de o sclavă și acum vrea să răstoarne întreaga Atlantidă. Uite, de acest goam ne vom folosi noi. Dacă răscoala va fi condusă de o mână pricepută, el îl va putea omorâ pe guan Atagueragan. E tocmai ce ne trebuie nouă. Cu sclavii ne răfuim noi repede și punem pe tron aia asta din ațor. În felul acesta vom fi stăpânii Atlantidei, iar dacă răscoala va da greș și capul lui Guan Atagueragan va rămâne pe umeri, atunci va zbura căpățâna lui Axa Guan, și nici tatălui său nu-i va fi prea moale. Noi însă vom sta deoparte. Iată adevăratul diplomat al Atlantidei, păzitorul legilor și sprijinitorul răscoalei sclavilor, spuse zâmbind cu tinașar. O ușoară zguduitură subterană ondulatorie îi zvârli pe toți spre stânga. Undeva se auzi zgomotul tencuielii ce cădea. Scutuiturile astea subterane începe să mă neliniștească. Fleacuri, spuse nepăsător cuntinașar. Da, dar vezi că nu întotdeauna fleacurile astea se sfârșesc cu bine. Eu întoarse anugoan. Tăblițele noastre pomenesc despre câteva cutremure cumplite și erupții vulcanice. Uite, asta este piramida care acum 3700 de ani, deși mai tare decât stânca, a crăpat până în temelii și a fost nevoie să fie rezidită. Ce s-a întâmplat atunci cu palatele și templele? Te pregătești să trăiești 3000 de ani anuguan? Eu cred că pentru cât trăim noi ne ajunge, iar mai târziu, n-au decât să crape toate piramidele ca o coajă de ou răscopt. Și căscând cu pofta, adăugă, și acum e vremea să mergem la culcare.